Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Ar trebui să acceptați noi provocări mai des, chiar dacă acest lucru poate să vă intimideze uneori. Veți observa că sunteți mai fericiți atunci când puteți schimba rutina, oricât de mică ar fi schimbarea respectivă. Competițiile între prieteni pot fi inofensive și uneori chiar greu de evitat, însă nu lăsați ca acest lucru să se transforme într-o experiență negativă. Pentru a evita ca situația să devină un conflict, încercați să-i apreciați pe cei din jur pentru realizările lor, înainte să vă lăudați cu propriile realizări. S-ar putea ca temperaturile extreme de afară să vă afecteze sănătatea, așa că luați toate măsurile de siguranță. Horoscopul zilei Taur. Astăzi s-ar putea să vă doriți să evitați orice fel de conflict sau discuție serioasă, pentru că nu vă veți simți în stare să faceți față. Dacă cineva are o problemă cu voi, ați putea amâna discuția pe următoarea zi. În același timp, nu este cea mai bună zi nici pentru a vă gândi la viitorul vostru sau pentru a lua decizii importante. Ar trebui să fiți mai atenți la detalii, în special în munca voastră. S-ar putea ca un superior sau un coleg să analizeze performanța voastră de la muncă. Vă veți bucura de multă energie și de un tonus bun, așa că ați putea încerca să fiți mai activi în acest weekend. Astfel, s-ar putea chiar să vă stabiliți o nouă rutină. Horoscopul zilei Gemeni. Deși este greu să-i citiți pe cei din jur, s-ar putea ca în această perioadă nicio intenție să nu vi se pară ascunsă. Veți intui foarte repede în privința stărilor celor din jur și ca urmare veți putea fi sprijinul perfect pentru cineva drag. În schimb, s-ar putea să nu stați foarte bine în ceea ce privește răbdarea, în special în această perioadă. O oarecare stare de agitație va pune stăpânire pe voi, mai ales în a doua parte a zilei. Încercați să analizați o problemă cu mai multă atenție înainte să ajungeți la o concluzie. S-ar putea ca o problemă de sănătate să-și facă din nou apariția, așa că cel mai bine ar fi să fiți atenți la primele semne și să acționați imediat. Horoscopul zilei Rac. Vă doriți anumite lucruri pe care s-ar putea să fiți nevoiți să le amânați, ceea ce ar putea să vă influențeze negativ starea de spirit și bună dispoziție. Acest lucru se datorează faptului că nu vă bucurați de un buget tocmai strălucit. Aveți nevoie doar de puțină răbdare și de mai puține cheltuieli neprevăzute. Este posibil ca cel mai mult noroc să-l aveți în dragoste. Astrele prezic o perioadă de armonie pentru relație sau oportunitatea de a întâlni pe cineva nou. S-ar putea ca în sfârșit să vă bucurați de susținerea celor din jur, deoarece o decizie luată cu ceva timp în urmă vă va aduce bucurii zilele acestea. Horoscopul zilei Leu. Atunci când aveți o nouă pasiune, acesta este singurul lucru la care vă puteți gândi. Nu este întotdeauna cea mai bună abordare. Încercați să nu ignorați nevoile celor din jur, chiar dacă echilibrul dintre cele două poate fi greu de găsit. Este posibil ca cineva drag să vă ceară un sfat sau susținerea într-o decizie importantă, așa că va trebui să le acordați toată atenția. Ar trebui să vă așteptați la o propunere foarte bună de afaceri astăzi. Evitați împrumuturile de bani. Dacă puteți, amânați unele investiții și așteptați ca situația financiară să arate mai bine. Este posibil ca stomacul să vă supere astăzi. Horoscopul zilei Fecioară. În sfârșit, aveți mai multă încredere în propriile aptitudini, iar acest lucru vă ajută să străluciți în toate interacțiunile cu cei din jur. Atunci când dați dovadă de încredere de sine, cei din jur vor fi atrași de șarmul vostru. S-ar putea ca cineva să inițieze un flirt sau să vă propună să petreceți mai mult timp împreună. Nu ezitați atunci când vine vorba de a încerca ceva nou în relațiile voastre, deoarece astrele prezic o perioadă foarte bună pentru viața sentimentală. S-ar putea să luați o decizie dificilă în zilele care vor urma. Optați pentru o salată în locul cartofilor prăjiți atunci când mergeți la restaurant, iar ficatul vostru vă va mulțumi. Horoscopul zilei Balanță. În această perioadă, s-ar putea ca relațiile din familie să vă preocupe mai mult decât orice alt aspect al vieții voastre. Aveți în sfârșit timpul liber pentru a petrece momente frumoase alături de cei dragi, așa că profitați de situație. Este posibil ca un prieten să-și arate adevărata față în urma unui conflict. Din păcate, această față nu vă va fi pe plac. Dacă vă doriți ceva ce are un preț destul de piperat, încercați să renunțați la un obicei costisitor pentru o perioadă de timp. Ar trebui să petreceți mai mult timp în natură, oricât aveți ocazia. Acest lucru este valabil pentru toți nativii zodiei, însă în special pentru cei care își petrec zilele la birou. Horoscopul zilei Scorpion. S-ar putea ca în urma unui eveniment să realizați
ce fel de persoane sunteți și ce vă motivează. Descoperirea propriului potențial este foarte importantă. Acest lucru ar putea să vă ajute și în carieră. Însă aveți grijă să nu uitați la o parte pe cei dragi de dragul progresului la locul de muncă. Nu ar trebui să vă fie teamă să fiți sinceri cu partenerul, deoarece o relație armonioasă nu poate fi clădită pe minciuni. Atunci când ceva vă nemulțumește, alegeți momentul potrivit pentru a discuta despre problemă. Veți reuși să faceți o schimbare importantă pentru sănătatea voastră. Mai mult, s-ar putea să influențați pe cineva drag să vi se alăture. Horoscopul zilei, Săgetător. Aveți tendința să vă gândiți mereu la cel mai prost rezultat, chiar și atunci când nu treceți printr-o situație neapărat dificilă. Pesimismul nu este o caracteristică ce v-ar putea avantaja în vreo privință. Acest lucru ar putea să vă pună progresul în pericol, așa că ar trebui să lucrați mai mult la încrederea de sine. Dacă veți călători în afara orașului, aveți grijă să fiți pregătiți pentru orice tip de vreme, deoarece temperaturile pot fi înșelătoare. În același timp, s-ar putea ca sistemul imunitar să fie vulnerabil, așa că fiți vigilenți. Evitați să mergeți în locurile aglomerate în aceste zile, deoarece s-ar putea să vă simțiți copleșiți imediat. Horoscopul zilei, Capricorn. S-ar putea să participați la un eveniment important în familie astăzi, ceea ce înseamnă că veți fi înconjurați de foarte multe persoane. Cum orice discuție presupune diplomație, încercați să evitați conflictele și să vă îndreptați atenția asupra motivului pentru care sărbătoriți. Este posibil să suferiți de dureri de spate sau de umeri, așa că încercați câteva exerciții fizice pentru ameliorarea durerii. Dacă doriți să-i faceți o surpriză partenerului, nu ezitați. Nu sunteți cele mai pricepute persoane atunci când trebuie să ascundeți adevărul, ceea ce înseamnă că partenerul s-ar putea să știe deja despre intențiile voastre. Horoscopul zilei, Vărsător. Astăzi ar trebui să optați pentru un program liniștit în care veți putea fi singuri sau vă veți putea bucura de momente de liniște. De exemplu, ar trebui să vizitați un muzeu pentru inspirație și calmul de care aveți nevoie. Nu ignorați semnele unei răceli, în special dacă cineva drag a avut probleme de sănătate în ultima vreme. Este posibil să dați peste o sumă de bani în plus, așa că vă permiteți un răsfăț în acest weekend. Ar trebui să fiți mai practici în ceea ce faceți și s-ar putea să existe prea mult haos în viața voastră la momentul actual. Puteți începe cu pași mărunți, cum ar fi să vă organizați dulapul de haine. Horoscopul zilei, Pești. Uneori este greu să înțelegeți propriile reacții sau ceea ce vă motivează, iar acest lucru vă poate afecta relațiile. Încercați să vă analizați comportamentul și nu reacționați negativ atunci când cei dragi nu își pot da seama în ce fel de stare vă aflați. Trebuie să fiți conștienți că nimeni nu vă poate citi gândurile. S-ar putea ca o zi petrecută în propria companie să vă ajute să treceți peste orice stare negativă. Nu vă grăbiți în cariera voastră deoarece progresul nu poate fi mereu rapid, iar acesta nu este un lucru rău. S-ar putea ca durerile de cap să vă chinuie în acest weekend, așa că asigurați-vă că beți multă apă și dormiți la ore rezonabile. Horoscopul zilei de azi,